Cererea a fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, privind încasarea sumei de 50.000 de lei de la Jurnal TV cu titlul de compensare a prejudiciului moral a fost scoasă de pe rol. Decizia a fost luată astăzi de judecătoria Chișinău, sediul centru. Viorel Morari a atacat postul nostru de televiziune în judecată după ce a fost vizat într-o investigație despre implicarea acestuia în acțiuni ilegale. Morari nu a comentat decizia de astăzi a magistraților. Acum doi ani, Viorel Morari a depus o cerere de chemare în judecată către Jurnal TV privind apărarea onoarei demnității și reputației profesionale, dezmințirea informației și repararea prejudiciului moral și material. Ulterior, în cadrul ședințelor de judecată, Morari a mai solicitat, ca pe lângă dezmințirile publice, postul nostru de televiziune să-i achite și 50.000 de lei. Juristul Jurnal TV Dumitru Pavel a solicitat instanței să scoată de pe rol acest capăt de cerere, deoarece, prin procedura prealabilă, Morari nu a solicitat această despăgubire. În ședința de astăzi, instanța a scos de pe rol acest capăt de cerere la solicitarea noastră pe motiv că, prin procedura prealabilă, el nu a solicitat această despăgubire. Cadrul legal național stabilește clar pentru ca să poți solicit ceva instanței de judecată în procedura libertății de exprimare, apărările unare de trebuie inițial să epuizezi procedura prealabilă sub acest aspect. Astăzi instanța a scos de pe rol acest capăt din cererea lui. Urmează mai departe să fie judecat deja fondul cauzei. Fostul șef al Procuraturii Anticorupție ne-a atacat în judecată după punerea pe post în 2021 a unei investigații în care figura omul de afaceri din Rusia, Evgeni Keiman. Acesta îi învinuia pe foștii procurori anticorupție Roman Statnei și Viorel Morari că i-ar fi fabricat în 2018 un dosar și l-au lipsit de bunuri în valoare de peste 1.800.000 de euro. Reclamantul susținea atunci că totul s-a făcut la comanda a doi mari antreprenori din anturajul lui Igor Dodon și a unui fost deputat al Dumei de Stat. Potrivit lui Viorel Morar, reportajul cu pricina conține informații false și manipulatorii, chiar dacă există un dosar penal în privința persoanelor implicate în acest caz. L-am sunat pe Viorel Morar pentru o reacție, dar la telefonul acestuia a răspuns o femeie, care ne-a zis că ne trimite un număr de telefon la care putem să-l sunăm pe Morari, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.